O nouă escrocherie este la mare modă pe străzile din Constanța. De data aceasta, șoferii sunt țintele infractorilor care înscenează un accident rutier cu scopul de a-i stoarce de bani pe conducătorii auto. Practic, pietonii se aruncă pur și simplu pe capotele mașinilor pentru ca apoi șoferii să încerce să le cumpere bunăvoința pentru a nu suna la poliție. Aceasta este una dintre zonele preferate de cei care își înscenau astfel de accidente. Poveștile șoferilor păgubiți prin această metodă sunt numeroase pe un grup de Facebook din Constanța. Mulți dintre conducători relatează diferite metode prin care pietonii s-au lovit intenționat de mașină pentru ca apoi să profite de panica lor și să le ceară bani. Din păcate însă, conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean, până în acest moment nu a fost realizată nicio plângere în acest sens. Din câte se pare, escrocheria a fost împrumutată din Asia, acolo unde zilnic se petrec mii de astfel de cazuri. O mulțime de filmulețe realizate de șoferii din întreaga lume circulă pe internet. Primii care au preluat această escrocherie au fost rușii pentru ca treptat să pătrundă și în România. Oamenii legii sfătuiesc pe conducătorii auto ca în cazul unui accident rutier să alerteze imediat autoritățile, care urmează să facă cercetări.